Acum este domnul Jura Martin să ne dea un interviu. Domnul Jura Martin, faceți vize de flotant? Am chemat 112 să vină să vă filmeze. Păstrați distanța, poate aveți pandemie. O să fiți anchetați la poliție, ați făcut vize de flotant? Haideți! Hai stați aici că vine poliția, am sunat la 112. Da, da, da. Ați făcut viză de flotant? Sunteți cumnatul lui domnul Martin Cornea? Da, vă iau, sunt pe domeniu public. Dați-mi interviu. Haideți că trebuie să vină. N-am dreptul să dau viză de flotant? Aveți dreptul. Și de ce minți? Nu te apropia de mine, că probabil... Vă rog să fiți atenți. Domnul este agresiv, vrea să dea mine. Sunt, este cumnatul primarului din comuna Zorlențu Mare, PSD. Face viză de flotant pe bandă rulantă. Haideți stați aici că veți fi... Am sunat la 112 să vină să vă ancheteze. Dumneavoastră spuneți că nu faceți viză de flotant? Da. Acum a ieșit. Cum? Am avut... Bună, mătușa. Nu am treabă cu dumneata, mătușa. Am treabă cu el. Nu am treabă cu dumneata. Fii bună, nici nu știu, nici nu te-am observat. Am sunat la 112 și o să vină poliția să vă ancheteze pe toți. Corect! Să fiți sănătoasă! Uitați-l cum pleacă! Cum pleacă cu coada între picioare! Nimic! Cum pleacă cu coada între picioare! Nu poate să dea niciun interviu! Haideți că mai așteptăm, că mai sunt oameni înăuntru! Celălalt jură! Îmi stă bine, nu? Mulțumesc pentru poză! Eu sunt! Nu, nu, nu e a mea, eu n-am treabă, eu sunt pe domeniu public. Domnul care a ieșit e cumnatul primarului de la Zorlențu Mare. Eu filmez. Soțul meu sună la 112. Sunt soția Ișfan Camelia. A ieșit de la evidența publică. A făcut cel puțin 10 vize de flotant. Și vreau să văd, să verifice dacă e ok. Fără programare, fără... Dar mergeți, doamnă, că noi nu avem competențe în privința asta. Mergeți, vorbiți aici sau la poliție. Nu, aștept, am sunat la 112. V-am confundat, nu e problemă, mă scuzați. A venit poliția locală. A venit poliția locală. Nu are treabă. Așteptăm să vină 112. Așteptăm să vină 112 să le ia un mic interviu cumnatului Martin Cornea de la PSD. Cumnatului Martin Cornea de la PSD să le ia un mic interviu. Să ne spună de ce face viză de flotant pe bandă rulantă. Uitați, după cum bine vedeți, doamna din îmbrăcată în roz este de la Zorlenț. Își face viză de flotant, doamna și domnul cu doamna Mezin. Ei își fac viză de flotant pe bandă rulantă, fără programare, fără a respecta regulile pandemiei în care ne aflăm, din păcate. Uitați cum stă, așteaptă să intre, să-și facă viză de flotant fără programare. Legea este doar pentru cei corecți și pentru cei care nu sunt corecți. Ei au voie să facă orice, e posibil orice în România. Cinstitul primar Martin Cornea, care el spune că el nu face viză de flotant, nu-i și rușine să spună așa ceva? Mai așteptăm, că mai sunt oameni înăuntru care poate ne dă și nou un interviu să ne spune de ce și-a făcut viză de flotant la comuna Zorlențu Mare. S-a întors domnul agresor care m-a agresat verbal, Jura Ioan. Jura Ioan m-a agresat, m-a creat o agitație, 200 tensiune, cu 120. A venit poliția. Stați aici, nu plecați, vă rog frumos, nu plecați. Să asiste la interviu. Da, să asiste și eu pun
filmulețul, drept dovadă cum venea spre mine să mă agreseze, să dea în mine. I-am zis să păstreze distanța. Uitați cum pleacă, ca un laș ce este. Cumnatul primarului Martin Cornea de la Zorlențu Mare. Haideți, vă rog frumos, haideți că sunteți frumoase amândouă, foste șogorițe. Doamna Sărescu, haideți dați un interviu, ați venit să faceți viză de flotant? De ce puneți dacă n-aveți nimic de ascuns? Sunt frumoase, nu? Doamna Sărescu, Veronica, soția fostului șofer al comandantului de pe atunci, și doamna Drăgan Mariana, fug ca niște lașe ce sunt, au venit să vadă de ce a venit poliția, a venit să mă vadă pe mine că a venit salvarea, am fost agresată, acum fug ca niște lașe ce sunt. Ceau! Am sunat la 112 de două ori, nimeni n-a venit, doar salvarea.